A fost o zi de mare importanță la Reghin, joi 12 noiembrie. Aceasta deoarece a avut loc comemorarea la 30 de ani de la moarte a doctorului Eugen Nicoară. Evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local Reghin, Protopopiatul Ortodox Reghin și Biblioteca Municipală Petru Maior a debutat cu o slujbă de pomenire la mormântul aflat în curtea Bisericii Sfânta Treime. Au participat personalități reghinene, județene, dar și oameni care au dorit să aducă un omagiu. Manifestarea s-a mutat apoi în interiorul bisericii, acolo unde s-au ținut alocuțiuni și au fost aduse aminte momente din viața celui care a fost și va rămâne doctorul Eugen Nicoară. Este un om care a scris istoria Reghinului și, fiind și președintele ASE și un mare, mare doctor, a fost un foarte mare patriot și noi trebuie să ne mândrim că avem un spital și avem o casă de cultură minunată datorită acestui om. Este obligatoriu să facem asemenea momente, mai ales că Eugen Nicoară nu a avut urmași care să se ocupe de cele sfinte și pentru sufletul dânsului și noi ca cetățeni sau ca beneficiar al acumulărilor și al lucrurilor minunate ca și doctor, ca și român, ca și cetățean care le-a făcut pentru orașul nostru, avem obligația morală să nu-l uităm și să facem în fiecare an să ne aducem aminte de el și să ne ocupăm de lucrurile sfinte care trebuie făcute pentru cei morți. Suntem o instituție construită de doctorul Eugen Nicoară, construită după planurile sale, după ideile sale, după viziunea sa de la acel moment din anii 20-30, construit din fondurile sale, instituție care funcționează și astăzi în clădirea care a construit-o și astăzi funcționează secțiile de medicină internă, chirurgie, radiologie. Palatul Culturii, cum se numea actuala Casă de Cultură, a fost construit de doctorul Eugen Nicoară din bani proprii, o sumă de 5 milioane de lei la vremea aceea și e adevărat, astăzi avem un Palat al Culturii. Anul 2015 a fost un an aniversar pentru că s-au împlinit 75 de ani de existență a Casei de Cultură, an în care Casa de Cultură a primit o haină nouă, deci s-a reabilitat complet. Eu cred că doctorul Eugen Nicoară, dacă ar trăi și ar vedea cum arată astăzi Casa de Cultură, ar fi mândru. Personalitatea doctorului Eugen Nicoară a fost una deosebită care a schimbat, de fapt, viața orașului nostru. N-am fi vrut să trecem de anul acesta pentru că acum, în 2015, se împlinesc 30 de ani de când s-a mutat în nemurire. Eugen Nicoară. Doctorul Nicoară rămâne ca un luceafăr care strălucește chiar dacă nu mai este printre noi. Faptele sale au rămas, istoria lui este încărcată și scrisă cu litere de aur pentru Reghin și nu numai pentru Reghin, ci pentru acest pământ strămoșesc și românesc. Din învățământele lui și din ceea ce ne-a dat și ne-a pus la dispoziție, am constatat că Reghinul, alături de dânsul, a crescut o echipă întreagă de intelectuali. La 19 februarie 1923, la conducerea despărțământului Reghin al Astrei, vine doctorul Eugen Nicoară scriind cea mai frumoasă pagină din istoria culturală a regiunii, o pagină de aur. 20 de ani a rămas în fruntea intelectualilor orașelor, protopopilor, medicilor, avocaților, profesorilor, preoților, învățătorilor, notarilor, funcționarilor destoinici, țăranilor. Ziua de joi e un titlu din memoriile doctorului. Ziua de joi a Reghinului cu târgul din piața centrală în care se tranzacționa cu monedă de aur și argint, spune doctorul, pentru că aici, spunea doctor Eugen Nicoară, e miezul de țară, așa era numit Reghinul. Călătorul, vidiviu pe care aleargă norul spre albastre margini de pământ, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zise vântul, aripile lor mă doboară nevăzut în zbor. Întrebat am luminata ciocârlie,
candelă ce leagă în întărie, unde lemnul cânte cu sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt?